Bun găsit, dragii mei! Există multe mistere pe pământ pe care oamenii de știință nu le-au putut rezolva. Cum o coloană de 7 metri, instalată în India, încă din secolul al V-lea, dinaintea lui Hristos, și făcută numai din fier, nu numai că nu s-a transformat într-o grămadă de gunoi ruginit în ultimele secole, dar practic nu s-a corodat. Cum este posibil acest lucru, având în vedere că stâlpul de fier a fost creat acum mai bine de 1500 de ani? Ce secrete dețineau vechii fierari indieni? Sau această minune a lumii nu a fost creată de mâini omenești? Coloana a fost ridicată în 415, în cinstea regelui Chandragupta II, împăratul dinastiei Gupta, care a murit în 413. Inscripția corespunzătoare în sanscrită spune: regele Chandra, frumos ca lună plină, a atins puterea supremă în această lume și onoarea zeului Vishnu. Inițial, coloana era situată în estul țării, era încoronată cu imaginea păsării sacre Garuda și stătea în fața templului. În 1050, regele Anang Pola a transportat coloana la Delhi. În general, nu cred că a fost ușor să facă acest lucru. Colosul de fier cântărește, conform diferitelor estimări, 6 tone jumate și înălțimea este de 7 metri și 21 de centimetri. Impresionant este faptul că acesta este 99,72% fier pur. Impuritățile din acesta sunt de doar 0,28%. De ce coloana nu ruginește, mai ales că în India cad ploi musonice din iunie până în septembrie? La urma urmei, fierul pur este încă o raritate. În metalurgie îl produc folosind o metodă foarte complexă. Deci, cum au reușit vechii meșteri să facă această minune? Unii scriitori și chiar cercetători au susținut serios că această coloană din Chandragupta a fost opera extraterestrilor sau a locuitorilor Atlantidei. A doua ipoteză comună e legată din nou de originea colosului de fier din Delhi cu spațiul. Se spune că această coloană a fost făcută dintr-un meteorit care a căzut pe pământ, dar nici aici nu este totul clar. Autorii acestei ipoteze nu au putut explica în mod convingător modul în care meteoritul a fost transformat într-o coloană în acele vremuri îndepărtate. Unii cercetători susțin că această coloană a fost realizată prin forjarea firimiturilor individuale de fier cu o greutate de până la 36 kg. Semnele de impact clar vizibile și liniile de sudură sunt dovadă, precum și un conținut scăzut de sulf, datorită cărbunelui folosit pentru a topi minereul, și un număr mare de incluziuni nemetalice. Trebuie spus că nimeni nu a luat în serios ipotezele cosmice, dar publicul a ascultat opinia doctorului Subbarao, președintele Comitetului Național pentru Istoria Indiană. Potrivit savantului, inscripția de pe coloană spune doar despre momentul instalării sale în Delhi și nu despre data fabricației, adică coloana ar fi putut fi creată mult mai devreme de secolul V. Se știe că a existat odată o mare epocă a fierului în India, care a început în secolul al X-lea înainte de Hristos și a durat peste un mileniu. La acea vreme, maieștrii indieni ai metalurgiei erau renumiți în toată Asia, iar săbiile indiene erau foarte apreciate chiar și în țările mediteraneene. Cronicile antice raportează că în timpul lui Alexandru cel Mare, conducătorul unuia dintre principatele indiene i-a prezentat comandantului 100 de talanți de oțel, care în acele timpuri oțelul era foarte apreciat. De aici se trage concluzia că metalurgia indiană era la un nivel foarte ridicat.
Dar dacă este adevărat, dacă deja la acea vreme meșteșugarii indieni dețineau secretul turnării de dimensiuni mari din fier inoxidabil, atunci de ce a supraviețuit doar coloana din Chandragupta până în prezent? Doar ea și nimic altceva? Nu este ciudat? Ciudat și prin urmare pune la îndoială ipoteza însăși a doctorului Subbarawap. O altă versiune destul de populară a originii coloanei Chandragupta este din nou numită fantastică. Această ipoteză este legată de istoria civilizației Harappan, care odinioară se afla în valea râului Indus. Momentul de glorie al acestei civilizații, după cum cred oamenii de știință, a durat aproape 10 secole, de la mijlocul mileniului 3 înaintea lui Hristos. Unul dintre cele mai semnificative monumente din acea epocă este orașul Mohenjo-Daro, ale cărui ruine au fost descoperite în timpul săpăturilor din 1922. Acest oraș a murit acum 3500 de ani și a murit brusc peste noapte. Chiar și în timpul săpăturilor a apărut întrebarea: cum a fost distrus marele oraș, cu case din cărămidă și piatră, trotuare, alimentare cu apă, canalizare? Conform schemei elaborate de istorici, totul s-ar fi putut întâmpla în conformitate cu următorul scenariu: o inundație catastrofală, o epidemie sau invazia cuceritorilor. Se sugerează că această catastrofă s-a întâmplat brusc. În Mohenjo-Daro au fost găsite urme speciale, urme ca și ale unor puternice explozii nucleare. Deci, precum spune omul de știință englez Davenport și colegul său italian Vincenti, dacă te uiți atent la clădirile distruse, ai impresia că este conturată o zonă limpede, epicentrul în care toate clădirile sunt nivelate la sol. De la centru la periferie, distrugerea scade treptat, iar clădirile periferice sunt cel mai bine conservate. Deci, o explozie nucleară? Dar vorbim despre evenimente care au avut loc înainte de era noastră. Și dacă a existat o explozie, atunci, prin urmare, a existat o civilizație care avea un potențial atât de științific și tehnic încât nu am visat niciodată. Și dacă maieștrii acestei civilizații antice au reușit să producă o bombă nucleară, atunci nu le-a fost greu să facă un fleac ca o coloană inoxidabilă. Între timp, oamenii de știință și-au exprimat repetate rânduri ideea că secretul unui metal inoxidabil este ascuns în compoziția sa. Din păcate, aceste date valoroase nu i-au adus pe oamenii de știință mai aproape de rezolvarea rezistenței la coroziune, a minunii lumii indiene. Coloana de fier din Delhi a câștigat popularitate printre europeni după lucrările orientalistului și ideologului englez Alexander Cunningham, în urmă cu mai bine de 150 de ani, dar puțini oameni știu că o coloană similară, de dimensiuni și mai mari, realizată în secolul al III-lea, se ridică în orașul indian Dhar. Oamenii de știință curioși au efectuat o serie de studii asupra coloanelor de fier din Dhar și Delhi. De exemplu, oamenii de știință englezi au luat bucăți mici de metal din coloane ca probe pentru analize fizice și chimice la Londra. La sosirea în Londra s-a dovedit că probele erau acoperite de rugină. În curând, omul de știință suedez, Ranglin, și colegii săi au descoperit o zonă de coroziune severă pe coloană. S-a dovedit că în zona în care coloana era încorporată în fundație, a ruginit la o adâncime de 16 mm de-a lungul întregului diametru. În aer, nu ruginește. În contact cu solul, ruginește. Ciudat, de acord. Fie să ruginești peste tot, fie să nu ruginești oriunde.
iar coroziunea pe eșantioanele smulse din coloană este în general dincolo de orice înțelegere. Un alt monument antic, misterios, este statuia lui Buddha din Sultanganj, turnată din cupru pur și cântărind mai mult de o tonă. Potrivit oamenilor de știință, această statuie nu are mai puțin de 1500 de ani și încă nu există nicio explicație științifică a modului în care vechii fierari indieni au reușit să realizeze o astfel de operă de artă. Acum, statuia Buddha de cupru se află în muzeul și galeria de artă din Birmingham, iar placa cu descrierea sa spune: statuia lui Buddha, care are aproximativ 1500 de ani, a fost păstrată aproape intactă, ceea ce îl face o atracție unică în lume. Cu toate acestea, crearea nepământeană a unei opere unice este încă o ipoteză probabilă.